Fericit, este obligatorie. Sunteți la început de drum sau pur și simplu vă doriți o casă nouă? Atunci noi avem soluția. Conest Evolution, noul ansamblu rezidențial situat în Dacia. Complexul oferă peste 300 de apartamente și 353 de locuri de parcare, totul fiind gândit în jurul ideii de confort și siguranță. Îți poți alege interiorul apartamentului dintr-o gamă variată de finisaje puse la dispoziție de către dezvoltator. Peste 670 de familii locuiesc deja în ansamblurile rezidențiale Conest Grand Residence din Tudor Vladimirescu și Conest Vision din Nicolina. Tu ce mai aștepți? Te invităm să-ți vizitezi casa pe care ți-o dorești. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Am revenit pe cea de-a doua parte a emisiunii și vă reamintesc, dragi telespectatori, în cazul în care ați ajuns ceva mai târziu în fața ecranului, să știți că discutăm astăzi despre conferința Curat, despre conferințele Curat, pentru că se desfășoară în mai multe județe ale țării și invitata mea este Ana Băianu, psihoterapeut și format în psihoterapia dependențelor. Rămăsesem cu discuția înainte de pauză la câteva semne de întrebare pe care ar trebui să le avem în vedere și la care trebuie să fim atenți atunci când copilul nostru adolescent își schimbă comportamentul, pentru că de cele mai multe ori explicația stă în dependențe. Continuăm. Continuăm, ne îndreptam atenția către profesori, până acum așa i-am... Până la urmă, știi, părinții întotdeauna spun, nu știu, doamnă, eu l-am lăsat la școală, e grija dumneavoastră să... Da. La mine în casă nu ia droguri, nu face aia. Dacă face la școală, eu ar trebui să cer socoteală profesorului. Îi cer socoteală, dar ce aud eu la atelierile pe care le țin cu profesorii, și în care se creează o atmosferă destul de intimă, pentru că eu nu mai așa pot lucra în siguranță și în intimitate, profesorii spun, părinții nu ne mai îngăduie astăzi să impunem niște valori sau un anumit o anumită conduită, exact. Și atunci, da, le cerim profesorilor, dar să admitem că noi lăsăm să-și facă treaba până la capăt categoric, și nu le acordăm toată credibilitatea și autoritatea. Okay? E un schimb de generații și de mentalitate foarte mare din ultimii, nu știu, 25-30 de ani față de ceea ce întâlnim astăzi. Dacă acum 30 de ani mergea părintele și spunea, doamna profesoară, puteți să-i faceți ce vreți, numai să știu că e bine să învețe. Da. Ei bine, astăzi vine părintele și spune, vă rog frumos să nu vă atingeți de copilul meu. Da. Copilul meu e al meu, eu hotărăsc dacă trebuie să mă ating sau nu de el. Și atunci profesorul de cele mai multe ori este pus într-o imposibilitate de a-și desfășura actul pentru care este format, da, și după standardele pe care le-au ales cei din pedagogie. În schimb, atunci când eu lucrez pe aceste teme cu profesorii, ne îndreptăm către ideea de mentorat. Pentru că, desigur, profesorul nu este eficient să devină un zbir, un bau-bau pentru copii, da, pentru că e demonstrat, nimeni nu poate învăța profund de frică. Învățăm de frică, știi, bancul acela. Da. Până mâine, dacă avem examen la chineză, învățăm limba dacă chineză. Dacă ne întreb luna viitoare, nu mai știm nimic. Dar nu mai știi nimic. Și atunci, pe noi ne interesează să avem aceste generații care învață profund. Pentru asta, copilul n-ar trebui să se teamă nici de părinți, nici de profesori. În schimb, profesorul să fie un mentor. Ce înseamnă un mentor? În primul rând, un exemplu. Pentru că copiii vor urma pe acele persoane care sunt credibile, care inspiră. Și copilul spune, vreau și eu, când voi fi mare, să ajung ca tine. Ori asta inspiră prin cunoașterea, prin cunoștințele pe care le are profesor, prin conduită, prin viața pe care o are, în regulă, și prin iubirea pe care o transmite față de copii. Și profesorii sunt inspiraționali. Și nu numai profesorul de
matematică și de română și știu câteva alte obiecte principale, dar o profesoară de muzică va fi inspirațională, de pictură, ori un profesor de sport, nu contează. Important este că atunci când pleacă din mediul familial și ajunge la școală, copilul să aibă niște modele și niște repere. Și ăsta este cumva maximul pe care poate spuneam, să facă iată ceva mai devreme că s-a schimbat mentalitatea la nivel de părinți și chiar copii, până la urmă și profesorii sunt altfel. Sunt altfel și profesorii au nevoie, generațiile de profesori de acum, să lucreze la un nivel avansat. De avansat nu înseamnă, așa cum înțelegem noi părinții, da, de multe ori, multe materii și multe, multe rezultate, ci cumva mai profund, niște subiecte mai incitante și pentru dumnealor. Omenirea a evoluat și atunci pentru profesori este extrem de frustrant să nu aibă cu cine să lucreze. De aceea, și să nu aibă instrumentele necesare, da, cu care să, da, lucreze. Da. Și noi trebuie să ne asigurăm că le trimitem la școală copii motivați, copii care să-și respecte profesorii. Da? Și copiii care să fie curioși. Dar asta ține de noi, de părinți. Într-adevăr, după ce au intrat pe poarta școlii, școala are nevoie să impună niște valori și niște reguli. Pentru că nu odată s-a întâmplat, eu așteptându-mi fiica cea mică să iasă de la ore, da, fiind încă în ciclu primar, o aștept, o iau de la școală, dar să aud copii de gimnaziu și de liceu folosind un limbaj necorespunzător, aprinzându-și țigările în curtea școlii și recunosc cu mândrie chiar că le-am spus. Cu respect, dar le-am spus că nu pot îngădui comportamentul ăsta. Care a fost reacția? Mă scuzați. Dar sunt niște copii foarte faini și foarte drăgălași, dar tot timpul simt că nu li se comunică aceste reguli în mod repetat. Și la noi acasă trebuie să spunem de foarte multe ori, nu știu, poate copiii din astea sunt diferiți de ai mei, dar de foarte multe ori trebuie să spun, strângeți papuceii de la ușă sau spălați-vă pe dinți. E firesc, eu am învățat asta la psihologia copilului. Îi repeți de foarte multe ori și ești constant, îi amintești. Da, până la 30 de ani va ști și o să spună, aud numai vocea maică-mi sau vocea profii în minte care spune, nu este în regulă să folosești limbajul acesta într-o instituție sau la operă. Nu te îmbraci așa, este o regulă acolo. Vedeți, noastră, vorbim de contexte și copilor le place să aibă contexte și le place să aibă limite și să aibă reguli pentru că asta le dă siguranță. Altfel, ne și apartenența la un grup, la o societate. Da, de aceea funcționează foarte bine găștile. De aceea, că vă uitați la documentarele acelea cu Brazilia alea, pe mine mă impresionează foarte tare, unde sunt multe, multe găști periculoase, na, și Columbia, acolo au niște reguli. Trebuie să dai un test ca să fie acceptat, trebuie să-ți faci un anumit tatuaj, trebuie să consumi anumite substanțe, trebuie să ai o anumită proveniență și ăsta exact satisface nevoia de apartenență și îți dă sentimentul de siguranță. Păi, de ce să îngăduim să apară o gașcă când avem familia, avem școala, avem un grup de prieteni sănătos, avem clubul sportiv, avem clubul de lectură? Până unde trebuie să meargă curiozitatea asta a părintelui în viața copilului? Pentru că la un moment dat copilul se simte frustrat dacă părintele intervine în anturajul lui, în obiceiurile pe care și le face. Cum e bine? Care e limita până la care tu ca părinte poți interveni în viața copilului? Eu o să vă spun din manual, pentru că atunci când mă întreb, știi, tu ca părinte mă activezi pe rolul de mamă și atunci răspunsul va fi, eu le-am făcut, da? Deci este nelimitat. Dar manualele mele de psihoterapie spun așa, 0-10 ani, este un interval în care copilul chiar este dependent de tine și mai slăbuț la capitolul discernământ și trebuie să fie acolo și ai decizii pentru el. Cele mai bune decizii pe care le poți lua tu cu resursele pe care le ai în acest moment. De la 10 ani încolo, copilul începe să aibă propriul plan de viață și are vise și știe cam ce o să facă atunci când va fi mare, sau ce își dorește, ce îi se potrivește, ce prieteni ar vrea, ce valori. În jurul vârstei de 10 ani, da? Părintele devine doar un ghid și un susținător. Știi ce înseamnă asta? Că începi să sfătuiești, dar nu mai impui. Cred că, știi, eu cunoscându-te sau mie mi-ar plăcea pentru tine, recunosc, mie mi-ar plăcea pentru tine să practici acest sport sau să citești acest roman sau să fii prietenă cu acea fetiță sau să te joci cu băieții aceia.
sunt doar sugestii. Cel mai important lucru este părintele să fie stabil, asta face o figură de atașament acolo, indiferent ce s-ar întâmpla, și copilul să vină. În regulă? Deci, așa cum întrebați, ar însemna părintele să se ducă. Nu mai putem. Pentru că e o ființă independentă, de sine stătătoare și are o intimitate. Deci nu suntem intruzivi. Și riscăm copilul să închidă. În situația în care observăm că, iată, are un anturaj pe care nu-l dorim pentru copilul nostru, care este modalitatea de a interveni? Până să se ajungă în situația aceea, dacă ar fi să punem niște camere de luat vedere și niște microfoane în casă, am observat că până în momentul acela, da, au fost foarte multe momente care copilul a venit la noi și ne-a împărtășit și ne-a spus nu se poate sau n-am timp. Nu vreau să aud despre așa ceva, da? De-aia zic, părintele stă și este deschis să primească, fără nicio reacție critică, pentru că riscăm să se închidă precum un arici, da? Și părintele este acolo. Copilul, când vine la părintele sau mai ales dacă, sau la profesor, dacă începusem de aici, la adultul acela pe care îl consideră puternic și stabil și înțelept și un exemplu de reușit în viață, va primi sfaturi. De-aia vine cu încredere. Dar intervenția adultului e foarte importantă în ce moment e făcută. Pentru că dacă o facem atunci când el este sus emoțional și spune și vai ce frumos am fumat și ce am făcut și am dansat și am băut o vodcă și știi ce gust are vodca și ce am râs că ăla s-a necat așa, și dacă noi avem o reacție critică, el va înțelege doar că mama sau tata se supără în momentul în care eu îi împărtășesc despre mine. Mi-am dezamăgit părinții. Este singura învățătură. Chiar că eu vreau să-l învăț că nu este în regulă să bea, venea să zic ziua la mează mare, că nu este în regulă să bea punct. Și atunci să avem grijă când intervenim, pentru că el se bucură, împărtășește cu noi, pentru că suntem intim încă, dar n-am ajuns în momentul ăla de care puneți că se ascunde, se bucură, noi spunem, wow, ce fain, care prieten, care te distrezi sau cine e. Ascultăm pur și simplu. Pe principiu, dacă nu ai nimic bun de spus, mai bine să nu spui. După ceva timp, se așează informația și aș vrea să discutăm ceva. Ok? Când el este deschis și poate să audă, fără să se simtă judecat, criticat, ci doar ghidat. Mai mult de atât nu poți să faci. Dar sunt situații extreme. Da, că nu voi evita să ajung aici. Când părintele știe clar despre copilul lui că are comportamente ciudate, că se droghează, că are prieteni care nu-l ajută să devină ceea ce el singur a visat. Și atunci, da, un da hotărât, da, intervenim. Da, intervenim cu toate forțele noastre, pe toate căile, pentru că dacă nu intervenim, vă garantez, dau cu parafă și cu semnătură, cu undeva la 30-40 de ani, se întoarce și vine și spune, era în puterea ta să mă ajuți și nu ai făcut nimic. Da? Deci copilul din viitor spune, ajută-mă, fă ceva pentru mine, pentru că haideți să punem în balanță, nu intervin atunci când copilul meu își alege să facă studii într-un domeniu pe care eu nu-l înțeleg sau nu l-am visat, nici pentru mine, nici pentru copil, și spun, hai te rugăm frumos să faci vestita facultate de medicină că, da, sau mai sunt psihologie și tot așa. Deci aici nu intervii, rămâi în continuare acel ghid și sprijin. Dar când este vorba despre comportamente autodestructive, acolo e, tu copilul ești creația mea, imperios necesar să intervenim. Ai înțeles? Și a unui neam și din iubire pentru tine voi fi lucid și voi alege. S-ar putea ca mai târziu să mulțumești pe principiul acesta. Nici nu mă mai interesează. Eu mulțumesc că ești viu și că ai viață bună. Iarăși copilul, și o să-i spun în contextul acesta, până în jurul vârstei de 25 de ani copil, când știi structurile neuronale, se cam termină așa de dezvoltat, nu are capacitatea de a vedea la lung, în perspectivă. Și atunci el este foarte ancorat în emoții și în prezent. Acum e distractiv, acum e fain, acum, uite, țigara asta m-a unit cu prietenii mei și ajung populară. Și știi, când beau alcool, sunt o persoană extrovertă, pentru că altfel eu sunt timidă și vai ce frumos povestesc acolo și dansez. Și nu poate să vadă în perspectivă. Adultul poate. De aceea, ființa omenească stă foarte mult în casa părintească. Da? Pentru că la noi creierul, am înțeles că e mare și dezvoltat și cel mai dezvoltat de pe fața Pământului, dar de asta, ok? Neuropsihologii spun, noi avem sfatul bătrânilor.
părinții care ne dau din inteligența lor și de aceea omul evoluează așa de tare. Pentru că mai sunt doar câteva minute până la finalul emisiunii, vreau să ne spui unde merge conferința Curat, în ce școli, în ce județe, în ce tabere de vară? În primul rând, după ce am avut pe 18 mai la Iași conferința Curat și în pauze, dar și la finalul evenimentului, părinții au venit la noi, au fost și profesori în sală, dar ne-au raportat la dumneavoastră tot ca la părinți, pentru că ei au părinți, ne-au spus, dar când veți pregăti un astfel de eveniment pentru copii? Da? Pentru că noi ne adresăm în principal părinții, adulților. Bun, pregătim un eveniment, o conferință pentru copii, în schimb pentru că invitațiile au fost rapide, am conceput pentru fiecare clasă, de la clasa 0 până la a 12-a, câte un modul. Și atunci, acum câteva săptămâni am fost la clasa 2-a, la școala junior, sunt absolut delicioși. Săptămâna trecută, cred, sau acum, nu mai știu, dar destul de recent a fost la școala Ionecul, la clasa 8-a. Și e flatant pentru mine, după un subiect așa de greu și un atelier în care ei chiar muncesc, să știți că nu râdem și glumim, au spus, când mai veniți la noi, doamna? Da? Deci vor să știe și m-au învățat și ei multe lucruri. Cred. La clasa 8-a și deja de la liceu încep să învăț și eu de la ei. Dar intervenim în școli. Deci noi venim acolo unde suntem chemați. Da? De obicei ne cheamă un părinte sau direcțiunea sau un profesor care prezintă materialul nostru. Sunt foarte mândră că avem susținerea Servio, sunt foarte mândră că avem susținerea profesorilor. O să mergem la Suceava, iarăși am avut un preview, noi am fost deja la Suceava la o conferință de profesori suceveni care au luat fluturașii noștri și după ce le-am ținut acolo atelier Curat, mergem pe 5 iulie la Suceava într-o conferință. Bravo. Mare. În tabere de vară mergem, încă nu am acordul să denumesc taberile astea, deși mă gândesc că nu e un secret, dar da, eu fiind psihoterapeut. Da. Deci noi ținem atelier acolo unde suntem chemați și recunosc că am început să batem și noi la porți, pentru că nu suntem atât de faimoși încât să știe toată lumea de noi și să spunem, uite, noi avem proiectul ăsta și ne putem adresa copiilor în funcție de vârstă. Aici e ca la sexualitate, știi? Nu îi spui copilului mai mult decât poate duce. Da? Deci potrivit vârstei lui furnizăm informații și le dăm și părinților, pe urmă ei primesc pe WhatsApp, în grupul, da, pe grupul, da, clasei, da. Niște îndrumări, un feedback despre copii și facem echipă și sunt atât de bucuroasă că lumea, așa cum ai deschis și tu emisiunea de astăzi, lumea spune, este de actualitate, avem nevoie, este, chiar haide este. Să fim conștienți și să admitem că suntem invadați de substanțe. Exact, și că avem nevoie pentru copii de ajutorul specialiștilor, pentru că noi, părinți și profesori, nu putem rezolva sau poate nu știm cum. Nu avem instrumentele, da. Le avem, nu știm cum să le folosim. Da, și mai este o chestiune legată de autoritate. Tot timpul știi, dacă îi spun eu copilului acasă, scrie un rând de, e una. Dacă îi spune doamna învățătoare, este, da, așa și la mine, este autoritatea specialistului. Dacă vin eu și spun, să vă zic un secret, da, știți că zahărul dă dependență și este drog și este chimic și așa... Da, și mama zice, dar și mama mi-a spus de multe ori să mai mănânc acadele. Mama ta este o femeie foarte înțeleaptă și știe, dar, da, și am studii așa, dacă vine tata și spune, hai să mergem cu bicicleta, nu mai stai la calculator. E una, dacă vine Alin Stolegu și spune, trebuie să faceți sport pentru că o să fiți bărbați adevărați și fetițe care o să arate într-un mare fel și aduce bucurie, este autoritatea, da, și ce îi spun. Da, și eu merg la karate și eu fac în orice. Deci, noi nu venim ca să contrazicem și nici să fim... Da, mai presus de către părinți, ce echipă. Se lucrează în echipă la specialiști, da. Și asta ne place. Ana, eu îți doresc succes și cât mai multe cazuri nu rezolvate, poate nu e nevoie, asta ne dorim. Dar cât mai multe cazuri care nici măcar să nu înceapă dependența. Succes! Mulțumim! Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi în această seară și vă dau o nouă întâlnire joia viitoare la aceeași oră, 18:10.